Admiterea la școlile profesionale și colegiile din țară poate fi făcută online, iar copiii nu vor mai sta la cozi pentru a depune documentele solicitate și cererile de înscriere. Platforma digitală admitere.md, dezvoltată la inițiativa unei companii private și cu avizul Ministerului Educației, va fi disponibilă de luni până la începutul lunii august. Circa 30.000 de euro a costat implementarea proiectului, iar instituțiile de învățământ vizate beneficiază gratuit de aceste servicii. Ideea a apărut în perioada de pandemie, atunci când stăteam acasă și ne gândeam cam cum s-ar transforma comunitatea digitală. A apărut pentru că noi avem câteva instituții în Moldova unde noi avem implementate sisteme informatice de automatizare a procesului educațional și de acolo a apărut admiterea să o trecem online, ca copiii să nu mai stea în rânduri. Prin această platformă, fiecare instituție va colecta cererile și documentele pentru admitere. Este foarte simplu. Viitorii elevi trebuie să parcurgă 3 pași. Mai întâi de toate, trebuie să acceseze pagina admitere.md și să aleagă instituția la care vor să fie admiși. Completarea cererii și atașarea fotografiilor cu documentele necesare este una dintre ultimele etape. După examinarea cererii de către Comisia de Admitere din cadrul instituției, candidatul va primi o confirmare pe adresa de e-mail. 8 specialiști au muncit timp de 2 luni la acest proiect. Nu poate să depuie 2 cereri, asta se verifică odată ce a pus codul personal, el vede statutul la cerere care a fost depusă. Dacă greșește ceva, instituția îi pune statutul la cerere incomplet, el primește notificare că cererea lui este incompletă, respectiv accesând cererea sa, ea este activă pentru editare. Ministerul Educației a salutat ideea și speră că tot mai multe instituții de învățământ să se înscrie în proiect. Este o premieră de a organiza admiterea în regim online, deci nu a mai fost și ce a fost până în prezent este că doar 2 instituții utilizau un sistem informațional de prelucrare a datelor. Noi am fost încântați de această adresare din partea companiei. Ei au mers la întâmpinarea instituțiilor pentru a oferi posibilitatea de a depune dosarele în regim online. În Moldova sunt 13 centre de excelență, 36 de colegii și 24 de școli profesionale. 20 dintre ele s-au înscris deja pe această platformă.